Salutare, prieteni! Bine ați venit sau revenit pe canalul Pescui și Povești cu Dan Chiroșcă. Dor de cleni, dor de bahlui. Astăzi voi căuta clenii pe bahluiul cel drag mie. Voi aborda partida cu lanseta pe care cred că o știți deja, Dai Vasilul Crec, 2,32 metri, o putere de 5,21 de grame, mulineta Okuma Ceymar 2500 și firul textil 008 de la Eiffel. Haideți să vedem, să prind câțiva pești astăzi. Vizionare plăcută! Gata, este prieten, un frumos clean de bahlui. Priviți-l în soare, voberul de la Mile Stancovici, căruia îi mulțumesc. Un atac frumos lângă mal, haide să-i eliberăm. Mulțumesc, prietene, pentru că ai venit. Du-te, prietene. Continuăm, pentru că sunt priviți în amonte. Sunt foarte mulți. Și sigur sunt și mai mari. Iată și un strapazan mai răsărit, sălbatic cu bahlui, după ce am capturat doi mici cât voberul. Haideți să le eliberăm. Du-te, prietene. A zburat, nu alta. Asta a fost partida pe astăzi, dragi prieteni. Partida de 4 ore, 4 ore și jumătate. Am abordat câteva locuri noi, în care, ca de obicei, am găsit foarte multă mizerie. Lăsați de așa zice pescari. Dimineața am căutat cleanul, am și reușit să capturez unul, chiar pe cameră. După care am schimbat pe un Strike Pro. Am reușit să capturez doi puiuți de strapazani, practic cât voberul, și unul mai răsărit. O partidă agreabilă, bahluiul este relativ limpede pe porțiunea aceasta,
și pe total mă declar mulțumit. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați share. Mulțumesc de vizionare, toate cele bune!